și mai puternică. Sau Mira, haideți să vedem dacă doamna care ne calcă în această seară pragul este și mai puternică sau și mai puternică și mirată sau doar mirată. Doamnelor, domnilor, prieteni, dragi, doamna Elena Uioreanu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă rog să vă faceți comod la noi. V-am așezat aici pe canapea, v-am pus alături de Cristina, pentru că în partea a doua, vă spuneam și mai devreme, vă aduc un domn admirabil, simpatic, plăcut, pe gustul multor femei. Creația lui e și pe gustul unor bărbați. Dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Așadar, vorbim despre familia Uioreanu. Sigur că am adus-o pe doamna să vorbim, că așa e frumos, doamnele vorbesc întotdeauna mai mult. Bărbații tind să facă politică? În cazul nostru, da. Da? Da. Și politica e... Bine, vorbim de domnul, vorbim, dragi prieteni, domnul Horea Uioreanu. A-U-O-A. Vorbim de domnul Horea Uioreanu, vicepreședintele PNL Cluj-Napoca. Și în această seară, doamna Uioreanu vine să ne povestească ce se află și ce se întâmplă dincolo de toată cortina asta politică și de tot ce se întâmplă în spatele întregului, să zic așa, discurs politic sau a întregii vieți politice. Am auzit ce ați spus la început. Aș putea să spun că în spatele unui bărbat puternic poate să stea o femeie obosită. Una nouă, Tibi, o notezi tu sau o notezi? O țin minte. O țin minte, dragă. Vezi ce investiție bună ești tu, nici nu trebuie să ne mai aducem reportofon. Ce face domnul Uioreanu la acest moment? Este în Cluj, este la București cu treabă, e... Tocmai mi-a dat un mesaj că a aterizat la Roma. Singur? Din păcate a trebuit să plece mai repede, eu o să plec sâmbătă. Miercuri o să fie ziua mea. Și o să petrecem 3 zile la Roma împreună. Asta e un lucru minunat. E un cadou pe care vi l-ați făcut, pe care l-ați cerut sau pe care l-a propus dânsul? Este un obicei. La noi este un obicei. Un obicei să mergeți de la aniversare, să ieșiți un pic din țară, să mergeți la Roma? Sau? Nu neapărat să ieșim din țară. Acum s-a întâmplat că o să avem și un eveniment acolo. Dar de obicei ne sărbătorim împreună pentru că suntem foarte mult apart. Suntem foarte multă mult... vreme sunteți. Da, el dânsul, la București. Dânsul cu treabă la București și dumneavoastră. Și eu cu treabă la Cluj. Da, dar cu treabă suntem la Cluj. Amândoi implicați. Asta înseamnă că faceți treabă de două ori mai bine. Părerea mea. Chiar dacă nu ne cunoaștem, dar aveți un feeling bun. Vedeți, dar nu există. Dar îmi dau seama ce înseamnă în spatele unui bărbat care reușește. Există o femeie care trudește, ca să spun așa, de vreo câteva ori mai mult. Credeți-mă, da, că știu ce spun. Acum chiar mă gândesc că poate că ar trebui să mă implic din nou în partea politică. A fost o pasiune, o chemare, o schimbare de macaz în viața dumneavoastră să ajungeți să faceți politică sau a fost? Cred că a fost din educație, din familie, din... imediat după Revoluție nici nu m-am gândit că aș putea să fiu altundeva decât în PNL. Și chiar am început de la 16 ani, să zic așa, pasiunea asta și chiar am crezut, am fost foarte încântată și până la momentul când am zis ok, eu mă retrag și îl las pe Horea, ca să nu fie discuții. Deci e un sacrificiu, ați făcut un sacrificiu până la urmă. Mai mult sau mai puțin, dar poate tocmai de-aia am zis că poate mă reîntorc. E momentul. Aveți familie. Știu bine că aveți familie. Da, da. Este și familia unul din motivele pentru care ați renunțat la... Da, a coincis și venirea pe nume a fiului nostru, Luca, pe care îl salut dacă încă nu s-a culcat. Luca, noapte bună! Luca, dragule, dacă te culci acum, bine, dacă nu, mai rămâi cu noi numai puțin și ne uităm între timp la niște poze frumoase. Poze pe care le-am primit de la doamna Uioreanu și în care vedem familia dincolo de viața politică. El e Luca. Da, Luca, fiul nostru, care acum are 5 ani, iar fotografia este făcută când am împlinit 4 ani de căsnicie. Mm. Aici este Trick or Treat de Halloween, aici e cu Moș Crăciun.
Hai, mare băiatul dacă l-a depășit pe moș. Tot timpul vedem pe moș mai mare. Și acolo avea 4 ani. Aici Horea plantează pomișori și la primăvară o să mergem să vedem ce s-a ales de ei. Aici este la Paris, o vedere din Turnul Eiffel. Fotografia e din 2009. Aici e la Năvodari, în vara anului trecut. Ah, mai mergem și pe litoralul românesc. Da, o locație deosebită. E tot de la Năvodari. Horea a participat la un concurs de table pe care l-a câștigat. La mare? La mare, la Năvodari, da. Să joci la Năvodari cu constanțenii, n-ai șanse să-i bază, dar înseamnă că a făcut o treabă foarte bună. Foarte bună și aici este cu fiul lui Alex, Luca are un frate care are 16 ani. A, mulți înainte, Alex. Aici suntem pe litoralul bulgăresc. Înseamnă că au avut în vremea respectivă oferte un pic mai bune. Da. De Năvodari. Da, cu un an înainte. Aici tot cu Alex. Veți la piscină. Asta e la noi? Arată foarte bine așa. Nu, e în Austria. Ah, măi, cum se... Extraordinar, te uiți la o poză și îți dai seama după apă că nu e la noi. La ce înseamnă asta? Cum e posibil? Ba chiar deloc. M-am uitat la poza cu Parisul și semăna mult cu Clujul, ba chiar puțin mai mic. Bravo, Tine. Asta înseamnă un om care iubește Transilvania. Eu am totuși o întrebare. Cine este șeful în familie? Că am citit că domnul Uiorean mi-a spus că sunteți personalități și aveți caractere destul de diferite. Cine ia decizia în familie? A spus asta că singurul lucru unde nu avem... Nu ne potrivim, să zic așa, este politica. Eu văd altfel lucrurile și de aceea, poate că și ăsta e un motiv pentru care eu m-am retras acum 4 ani. Nu mai coincidență. O femeie deșteaptă, deci decât să se certe, mai bine lasă pe el să creadă că are tot timpul dreptate. Da. Păi, cred că e simplu, cred că șeful e Luca. Până la urmă, asta înseamnă venirea unui, asta mi-a auzit-o și mi-a confirmat și dumneavoastră, venirea unui copil în familie îți schimbă totalmente traiectoria. Da, e clar, e evident lucrul ăsta și de-aia am zis, cred că șeful e Luca, pentru că, din punctul meu de vedere, totul se învârte în jurul lui și cam facem ce-și dorește el, poate că nu totdeauna e foarte bine. Da, pentru noi e cel mai important lucru. Cu certitudine e. L-ați lăsat acum acasă, adică sunteți împreună cu Luca acasă, domnul Iorianu e plecat la Roma, iar dumneavoastră când mergeți îl luați și pe ăsta micu sau e o escapadă, un binevenit weekend în doi? E un binevenit weekend în doi. Luca mi-a zis să-l luăm și pe el. Noi îi explicăm tot timpul când plecăm, de ce plecăm. Nu fugim de el și a fost foarte drăguț și a zis păi să luăm și pe Juji cu noi, bona lui. Ah, Juji. Și a zis, de ce să luăm pe Juji cu noi? Ce, păi când aveți voi treabă, ia să aibă grijă de mine. Un copil matur, da. Care se gândește și la părinți. Ce planuri, sau dacă vorbeați de planurile de politică, există și un moment când vă gândiți să vă întoarceți sau... Am încercat, să zic așa, să văd dacă mi-ar mai place și dacă aș mai putea să fac. Am avut o inițiativă pentru asfaltarea străzii unde locuim și noi avem mașini și nouă ni se strică mașina și am reușit ca propunerea mea pe care am susținut-o eu să fie cea adoptată de Consiliul Local. Și atunci nu pot să zic decât că acum e cel mai bun moment să mă reîntorc, dacă... Pentru că ați avut o reușită, mi-am demonstrat clar că pot. Dacă, în ceea ce privește plecarea la Roma, Luca se întreabă, bun, pe mine nu mă luați, mă lăsați cu Juji. Ce se întâmplă în momentul în care și mami și tati vor fi plecați destul de multă vreme și vor fi foarte implicați în viața politică? Încă nu m-am decis... Luați exact ce să fac. Puteți dacă... să luați consilier? Se poate lua consilier? Există limite de vârstă pentru consilier? Nu, dar s-ar putea să fie condiție de sex, dacă vă gândiți la... Nu, mă gândeam pentru Luca. Nu, pe Tibi nu vi-l dau. Că vreți să mi-l dați pe Tibi. Hai de mine, sunteți dumneavoastră drăguță și vă zâmbește-l frumos, că așa e. Apropo de zâmbitul frumos, nu pot să nu remarc, dragi prieteni, prima seară, Tibi frumușel, cu papion și cu bretele roșii. Aseară, luminos, a văzut primele raze de soare, galben. Ei, în această seară, cred că Tibi vrea să ne spună ceva. Sau lasă.
Nu, nu. Bun, mă gândeam la... Mai ții minte băncile când am venit noi la facultate în 2004, băncile Clujului? Le mai ții minte? Nu, nu, e pur și simplu o coincidență. Ah, frumoasă coincidență. Da. Îți mai dau vreo trei opțiuni în care să faci alte coincidențe, să fie toată lumea mulțumită. Vă mai întreb un lucru, după care luăm un scurt moment de pauză și ne reîntoarcem. Vorbeam de reîntoarcerea în politică și vorbeam serios. De cele mai multe ori copiii, și dumneavoastră ca și părinte știți, au niște idei geniale, au niște răspunsuri, de cele mai multe ori adevărat, dar adevărat, necondiționat, lipsit de orice răutate sau de orice substrat. Și copilul, cred că un copil ar fi bun de luat, nu știu dacă e un experiment pe care l-aș face, înainte să iau o decizie mare, l-aș întreba. Dragul tati, tu cum zici să facem? Să votăm. Votăm să nu votăm. Păi deja copilul a zis că vrea ca tati să fie președinte. A, deci știe. Da. Ce ne mai gândim când e cel mai bun consilier? Mulțumim frumos, rămâneți alături de noi, luăm un scurt moment și ne întoarcem alături de doamna Uioreanu cu încă un artist care o să ne povestească lucruri frumoase despre... Vedem despre ce.